Imaginea șantierului Centurii Timișoara Sud este pe unele sectoare schimbată de la o zi la alta, lucrările avansând considerabil. Echipele antreprenorului și ale subcontractorilor lucrează la montarea diferitelor tipuri de parapete, a plaselor de protecție pe pasaje, a panourilor fonoabsorbante și la montarea consolelor și stâlpilor pentru indicatoarele rutiere. Avansează și aplicarea marcajelor rutiere și amenajarea spațiilor de servicii din perimetrul celor două parcări de pe traseu. A început și așternerea mixturii asfaltice la rampele de la cele două pasaje, peste DN59 Timișoara-Șag și peste DN592 Timișoara-Moșnița Nouă, această activitate fiind desfășurată 24 de ore din 24. La intersecția cu drumul național spre Șag-Moravița, continuă lucrările la inelul sensului giratoriu și se amenajează căminele pentru preluarea apelor din rigola de acostament, lucrare care se execută și la pasajul din zona localității Moșnița Nouă. Stadiul șantierului a depășit 95%.